Pe data de 6 decembrie, chiar de Sfântul Nicolae, am avut bucuria să o întâlnim la Iași pe Paula Selling în cadrul unui concert deosebit, Poveste din Viflaim, organizat de Fundația Solidaritate și Speranță. Cu această ocazie ne-am întâlnit și noi pentru a-i adresa câteva întrebări. Doamne ajută și bine ai venit la Iași! Doamne ajută, bine v-am găsit! Paula, știm cu toții că ești un artist deosebit, dar de fapt, cine este Paula Selling de fapt? O, în primul rând, vă mulțumesc pentru apreciere. Aș vrea eu să fiu deosebită, dar eu nu fac altceva decât să fac ceea ce știu să fac mai bine, și anume să cânt și să pun în cântecul meu și în piesele pe care le scriu și pe care le cânt o picătură din învățăturile pe care le primesc prin experiențele mele de viață, prin lucrurile pe care mi le șoptește cât un îngeraș așa din când în când. O parte din învățăturile pe care Dumnezeu le lasă asupra mea și pentru care îi sunt recunoscătoare. Eu sunt un om și vă spun sincer, sper din tot sufletul că darul ăsta pe care l-am primit, și anume darul cântului, să îl folosesc așa cum trebuie sau cum mi-a fost dat să-l folosesc. Sper din tot sufletul că așa este. Nu știu cine este artistul despre care vorbeați. Sper să fie un artist bun și un artist cu un mesaj bun și pozitiv și un om care să spună lucruri frumoase pentru lumea asta, pentru că tare mare nevoie are lumea asta de mesaje frumoase, de lucruri bune și pozitive și de mesaje care să-i apropie pe oameni de Dumnezeu. Pentru că suntem în această perioadă frumoasă a sărbătorilor de iarnă, ar fi interesată să aflu cum arătau sărbătorile Paulei Selling din copilărie. Sărbătorile din copilărie erau mai mult decât puteți voi să vă imaginați, pentru că dincolo de parfumul frumos și de trăirile incredibile pe care le-am avut în perioada copilăriei, toate poleite de inocența copilăriei și de frumusețea vârstei pe care am avut-o atunci când petreceam sărbătorile alături de bunicii mei, mai este și această patină frumoasă a timpului pe care am simțit-o odată, deci ajungând la vârsta asta și privind înapoi, realizând că niciodată vremurile acestea nu se vor întoarce. Vremurile copilăriei mele au fost atât de frumoase încât mi-aș dori ca toți cei care ne privesc să trăiască măcar o părticică din ceea ce am trăit eu atunci. Gândiți-vă că eram singura fată între patru nepoți, deci eram o fetiță și mai aveam trei băieți nepoții bunicilor. Ne dădeam cu săniuța în fiecare iarnă, mergeam la schi, ce schi, ăla nu era schi, era o imitație de schi, că ăla nu era schi, ne făceam noi schiuri din ce reușeam acolo, mergeam cu săniuța la pe deal, bunica gătea pentru noi, ne ducea, și acum ajung la momentul cel mai frumos, bunica ne ducea la biserică pe toți și de Crăciun aveam cel mai frumoasă experiență. Eu atunci n-am realizat ce importanță avea momentul în care ne ducea la biserică de Crăciun și stăteam în biserică și așa mă uitam în jur și vedeam pe toți oamenii aia. Toate lucrurile astea s-au lipit de memoria mea, de sufletul meu, și tânjesc după momentul ăla, tânjesc după momentul în care eram în biserică, eram mică și eram în biserică și vedeam toți oamenii aceia transpuși într-o dimensiune superioară, cum să vă spun, datorită rugăciunii și smereniei pe care o simțeau în biserică. Și an de-a rândul, după ce am venit în București, mă tot întrebam, oare cum pot să ajung la această stare frumoasă pe care o simțeam când eram în biserică și îi vedeam pe toți oamenii ăia transpuși într-o altă dimensiune, dacă vreți. Și răspunsul e foarte simplu. Mergând la biserică și văzându-i pe ceilalți oameni că stau și se roagă, și atunci primești lumină, lumină adevărată. Atunci când ești în biserică și primești o lumină, primești rugăciunea preotului, primești lumina din altar, primești toate lucrurile, toate rugăciunile care sunt în biserică, asta e, așa am căutat mult acea stare de frumusețe, de lumină pe care o simțeam atunci și evident că am găsit-o mergând la biserică.
să înțeleg că bunicii au fost cei care te-au dus pentru prima dată în biserică. Ei au fost cei care au insuflat. Bunicii împreună cu părinții mei, bineînțeles. Împreună cu părinții mei, da, da. Eu am învățat îngerul meu, pe care l-am știut și pe care îl rostesc de multe ori, alături de rugăciunea inimii. Am învățat de la bunica, de la mama tatălui meu. Mama mamei mele m-a învățat Tatăl nostru. Dar mama tatălui meu m-a învățat îngerul meu. Cred că aveam 3 ani sau nu cred că aveam mai mult. Și știu că îngerașul meu a fost alături de mine de atunci. Ar suna chiar de-a dreptul științifico-fantastic să vă spun de câte ori m-a ajutat îngerul meu. Și știu că fiecare dintre noi avem un înger care ne poartă de grijă. Și nu numai un înger, avem mai mulți îngeri care ne poartă de grijă și ne ghidează în momentele de cumpănă. Și pot să vă spun că, fără să interpretați altfel, nu știu, e un pic ciudat să vorbesc atât de deschis despre aceste lucruri intime, dar aici, la dumneavoastră, mai mult decât oriunde se poate. Pentru că în alte contexte, poate alții ar zice că ce-i cu mine. Da. Dar aici, la dumneavoastră, pot să spun că întotdeauna, orice aș face, mă consult cu îngerii care îmi sunt aproape, mă rog la Iisus să-mi ghideze pașii, mă rog Domnului nostru să facă dintr-o seară de spectacol, să facă așa cum crede că e voia sa și să-mi ghideze vorbele, drumul și simțămintele așa cum ar trebui să-i fie voia sa. Ai simțit vreodată, a fost un moment în care ai simțit cu adevărat că Dumnezeu este acolo și lucrează? Da, tot timpul se întâmplă asta, tot timpul, nu vreun moment, tot timpul. Și eu am învățat, cu fiecare experiență din viața asta, eu cred că fiecare experiență din viața asta ți se dă cu un rost și Dumnezeu e foarte atent la fiecare dintre noi să ne dea experiențele de care avem nevoie în așa fel încât să ne învățăm lecțiile. Pentru că viața pe care o avem este ca un fel de școală pe care e musai să o urmăm cu bune și cu rele, în așa fel încât sufletul nostru să devină din ce în ce mai bun, din ce în ce mai... omul din noi să fie din ce în ce mai apropiat de Dumnezeu ca fel de a fi și de a simți. Eu asta simt și atunci în fiecare zi trebuie să privești în jurul tău, să vezi mesajele lui Dumnezeu. Trebuie să te rogi să primești mesajele lui Dumnezeu. În cele mai simple lucruri pe care le trăiești, în fiecare lucru, întotdeauna dacă îl cauți pe Dumnezeu, îl găsești. Și întotdeauna dacă vrei ca viața ta să fie în numele Său, să ne ajute Dumnezeu, atunci El va găsi modalități prin cei din jurul tău, va vorbi prin cei din jurul tău sau chiar prin tine însuți sau însăți și îți va spune exact ce trebuie să faci în așa fel încât să urmezi drumul bun sau drumul care ar trebui să te ajute și pe tine și pe cei din jurul tău. Că fiecare dintre noi există pe pământul ăsta nu doar să se ajute pe sine, ci să ajute și pe alții. Și atunci va găsi Dumnezeu modalitatea să-ți spună cum să ajut și pe alții, și pe tine. Vine Crăciun, ia. Totul iubire în ajun de Crăciun.
Există în viața ta un îndrumător, un duhovnic, să spunem, de care ești apropiată? Pe părintele Daniliuc, de la mănăstirea Vovidenia, îl consider duhovnic. Sper să, așa, să mă vadă și el ca pe un om pe care îl învață cu bune și cu tot ceea ce poate dumnealui pe mine, nu știu. Eu așa cred că el este duhovnicul meu și de fiecare dată când am un lucru de cumpănă sau un lucru pe care trebuie să-l fac sau când am nevoie de ajutor, pe dumnealui îl sun sau îi vorbesc. El e un pic mai dificil pentru că el e departe, deci nu e ca un duhovnic firesc care e aici în parohia de care aparții. Și el e acolo undeva departe și noroc că există telefoanele să îl sun și să vorbesc cu domnia sa și totdeauna când ajung să mă spovedesc la dumnealui, mă duc să mă spovedesc când la dumnealui și așa, na, despre asta e vorba. Cât de important este pentru un tânăr și pentru un artist să aibă o astfel de persoană la care să meargă atunci când are nevoie? Oh, e foarte important. Pentru mine e foarte important. Întotdeauna, mai ales când era vorba de lucruri legate de credință, de lucruri legate de venirea noastră, dar nu numai atât, uite că greșesc, de lucruri personale, de familie. Eu întotdeauna simt nevoia să mă consult cu domnia sa și întotdeauna știu că e foarte ocupat, dar își găsește întotdeauna timp, măcar printr-un mesaj. Recent am fost solicitată să fac un cântec pentru un cântec, n-am să vă dau multe amănunte, că nu cred că e cazul, dar un cântec care ar fi fost împotriva firii mele și am simțit că nu e bine. Am simțit, ceva mi-a spus în sufletul meu că nu e bine să fac acest cântec. Chiar dacă era despre credință, dar într-un fel care ar fi fost împotriva firii normale a ortodoxiei. Mă rog, nu știu dacă are sens să intru în amănunte, dar l-am sunat pe părintele și am zis: părinte, dumneavoastră, ce părere aveți? Și m-a sfătuit atât de frumos și mi-a spus exact de ce trebuie să mă păstrez curată și să fac doar lucrurile pe care Dumnezeu le permite pe lumea asta. Și bineînțeles că și pe care, cum să zic, cu bătaie lungă vezi că le faci cu scopul de a ajuta pe ceilalți. Niciodată, chiar dacă intenția imediată poate să fie pozitivă, dar pe termen lung trebuie să fie o intenție pozitivă de lungă durată. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le vezi în ansamblul lor și în ansamblul istoriei oamenilor și în perspectivă, și în perspectivă lungă, să realizezi că fiecare lucru, fiecare cuvânt, pentru că mai întâi a fost cuvântul, nu? Fiecare cuvânt și fiecare gând are o bătaie, are un efect pe lumea asta. Și poate un ecou. Și un ecou. Și dacă nu ești suficient de atent, dacă ai o mândrie să zici că eu am dreptate, doar eu am dreptate într-o anumită privință, atunci există posibilitatea să generezi un efect din aproape în aproape, în americani îi spun butterfly effect, dacă știți. Efectul de fluture care generează un alt eveniment și acel eveniment generează alt eveniment și acel eveniment alt eveniment și te trezești că tu ai spus doar atât: vino lângă mine, și când col acest vino lângă... E un exemplu aiurea, da? Și acest lucru poate să genereze un război mai târziu. Și atunci tu trebuie să te gândești foarte atent la efectul vorbelor tale, la ceea ce poate să creeze un lucru pe care îl faci în viața asta, în lumea asta. De aceea, niciodată, chiar dacă am o opinie asupra unui lucru, o opinie, mă gândesc foarte mult înainte de a mi-o exprima, pentru că știu că exprimarea unei opinii poate să genereze o grămadă de alte lucruri în urma ei. Și eu nu pot să fiu atât de mândră încât să cred că eu am dreptate. Deci, întotdeauna mă păstrez și cer ajutorul altora în a mă sfătui dacă am sau dacă trebuie să fac un lucru sau nu. Pentru că
nu sunt eu măsură să schimb lumea sau să fac lucrurile într-un anumit fel. Eu nu pot decât să mă exprim prin muzică și în mod pozitiv prin muzica pe care o fac. Și pentru că ai adus în discuție muzica, cum simți că îl mărturisești pe Hristos prin ceea ce faci zi de zi? Zi de zi am convingerea că nimic nu pot să fac dacă nu este pe placul său. Tot ceea ce am scris sau am compus sau am făcut sau am cântat de-a lungul timpului a fost rugându-mă ca toate aceste lucruri să fie în numele său. Îl mărturisesc prin faptul că orice scriu mă gândesc dacă este pe placul său, cel puțin în ultima perioadă. Și am multe, adorm uneori, adorm rugându-mă, adorm sau mă trezesc rugându-mă, întotdeauna când fac un lucru nou, pentru că grija mea cea mai mare este să fac lucrurile pe placul său și să nu existe vreun lucru care să fie împotriva, chiar dacă aparent e nimic, să zicem, scriu un cântec și aparent nu înseamnă nimic cântecul ăla, să nu cumva să-l supăr cu ceva. Și atunci de multe ori îmi caut răspunsurile prin rugăciune și îmi vin, de cele mai multe ori îmi vin răspunsurile și mi se spune dacă e bine sau nu. Cum percepe succesul un creștin? Nu, un creștin, cel puțin, cred că nu ar trebui să se încreadă în succes, pentru că succesul nu îi aparține. Întotdeauna când am avut succes cu ceva, n-a fost pentru că am muncit la acel ceva. Poți să muncești și să-ți depui tot efortul și toată inima și tot ce ai, sufletul tău, tot. Poți să depui în acel ceva, dar dacă nu este scris și dacă nu este în numele, dacă nu este în planul divin, atunci și n-are scânteia divină și lumina divină, acel ceva, nu va avea succes. Întotdeauna succesul vine atunci când Dumnezeu are un plan anume cu tine, știi? Și deci nu pot să zic că am succes, pentru că nu este succesul meu. Deci e... E ceva de sus. Deci nu e normală întrebarea, dacă mă înțelegi, din punctul meu de vedere, pentru că au fost momente în care făceam totul ca la carte, și piese, și cuvinte, și videoclip, și prezentări, și tot, și nu se întâmpla nimic cu acel cântec. Și alte ori, cum a fost cazul piesei Ploaia Luna Nu Moarte, care n-a beneficiat de niciun fel de promovare, n-am făcut, și Dumnezeu a zis, ăsta e momentul când tu trebuie să strălucești, și am strălucit. O piesă pe care n-am promovat-o niciun fel. Deci de-aia spun că niciodată planul tău sau ceea ce îți dorești tu de la succesul tău, de la cariera ta, nu e, de fapt nu este real, pentru că real este doar momentul în care ți se dă grația, ți se dă lumina divină și ți se dă iubirea aceea, atenția aceea, în așa fel încât să faci dintr-un lucru, să faci viață, că despre asta e vorba. Deci tu poți să faci un cântec, poți să faci un proiect, dar viața proiectului respectiv, când începe să trăiască prin oameni, nu-i aparține decât lui Dumnezeu. Deci tu n-ai succes. Nu poți să zici că eu am succes. Nu am eu succes. Succesul nu e al meu. Succesul este că așa vrea Dumnezeu. Drag sufletului tău este colindul. Aș vrea să spui ce înseamnă de fapt colindul pentru tine. Colindul înseamnă împrăștirea veștii că Iisus Hristos vine și în fiecare an
își coboară din Dumnezeu, își coboară fiul său pe pământ în așa fel încât noi să ne bucurăm de lumina asta și să primim, să-l primim în suflet. Și eu spunând aceste colinde sau oricare dintre noi cântând aceste colinde, înseamnă ca o rugăciune, o dublă rugăciune, odată prin muzica propriu-zisă și odată prin cuvântul pe care le exprimă aceste minunate cântece de atâta timp, care există de atâta timp, că sunt folclor, sunt multe dintre ele sunt folclor. Și atunci colindul pentru mine, eu abia aștept să vină perioada colindelor, pentru că, repet, e mai mult decât, e o dublă rugăciune, e mai mult decât o rugăciune pentru mine. Și poate perioada asta este deosebită și pentru că e și în apropierea zilei tale de naștere. Da, e și ziua mea, pe 25 decembrie, mulțumesc lui Dumnezeu, eu până nu de mult eram, așa mă simțeam oarecum specială, că sunt născută de Crăciun și... mi-am dat seama că nu e bine să gândesc așa, pentru că e o zi, eu m-am născut în ziua aceea care nu este a mea, practic. Este o zi, ziua lui Isus, și s-a întâmplat ca eu să fiu atunci născută. Nu este meritul meu, nu este, deci nu trebuie să mă simt eu specială pentru sub nicio formă, ci pur și simplu așa s-a întâmplat, și cu atât mai mult trebuie să fiu foarte atentă la ceea ce transmit lumii, în așa fel încât să fie un mesaj pozitiv de iubire și de lumină. Există un colind de suflet? Mai nou, există un colind de suflet, da, care se numește Copilule cu ochi senini. Pentru mine, dacă îl găsiți, o să înțelegeți. Am și făcut un filmuleț de prezentare pentru YouTube a acestui filmuleț și este... Dacă îl priviți, o să înțelegeți. Pentru mine e... cu totul și cu totul deosebit. Și colindul și filmulețul și împreună au un mesaj foarte puternic. Eu sunt convinsă că nu am fost noi cei care am făcut, ci a fost ceva care a trebuit să se întâmple, să se întâmple un anumit mesaj. Vă rog să urmăriți Copilule cu ochi senini. Poți să ne fredonezi acum câteva versuri din acest colind? Pot, da. Dar n-am instrumentație, n-am... Copilule cu ochi senini, tu iarăși vii printre străini, în peștera cu paie reci, tu iarăși capul ți-l pleci, în peștera cu paie reci, tu iarăși capul ți-l pleci. Cu adevărat deosebit. Da, ce simți în aceste frumos momente când interpretezi colinde sau cântece religioase? Nu știu, sunt momente și momente. Momente în care mă concentrez foarte mult să-mi amintesc versurile perfect, pentru că de cel mai multe ori sunt destul de lungi și versurile sunt multe și nici măcar nu-mi dau seama de emoția pe care o transmit cântând, pentru că sunt concentrată efectiv pe piesă, să iasă bine, și după aia la final, când îmi dau seama de reacția sălii, îmi dau seama că a fost un moment frumos. Sau alte cântări bisericești care deja îmi sunt în sânge efectiv și nu mai trebuie să mai stau să le mai analizez ca text înainte de a le cânta, și pur și simplu se întâmplă și atunci efectiv e o transpunere așa undeva într-o altă, într-o zonă luminoasă. Și în momentul în care le cânt, nici măcar nu-mi dau seama când trece timpul și mă trezesc că am ajuns la final și zic, am ajuns la final deja. Și e foarte, v-am spus, e ca un fel de rugăciune fiecare cântare de genul acesta. Cum a fost colaborarea cu părintele Daniluc și corul de la Vovidenia când ați înregistrat? Știu că ați înregistrat un album împreună. A fost foarte frumoasă. Părintele este un om cu totul și cu totul deosebit și m-am bucurat tare mult că m-a chemat acolo. El are copchii lui din corul Vovidenia și m-am bucurat că m-a luat și pe mine așa sub aripa lui și m-am dus acolo să înregistrez câteva cântece împreună cu copiii aceia talentați. Și iată că acest CD a ieșit și e un CD cu totul special, zic eu, sper. Pentru că e făcut cu multă dragoste și cu multă implicare și părintele s-a implicat foarte mult și e liturghia, efectiv, și cântată atât de frumos, momentele de cântec,
de către acest cor minunat și am și onoarea să fiu acolo. Și vi le recomand cu toată dragostea, este o lucrare deosebită. Această lume în care trăim, o lume pe lângă viteze, este o lume care percepe biserica oarecum altfel. Cum ar trebui tinerii din ziua de astăzi să reacționeze la toate aceste impresii care vin, să zicem, din partea mass mediei? Vai, dar eu nu știu să vă spun lucruri din astea pe cuvântul meu. Eu nu știu, pentru că nu am eu încrederea că eu ceea ce pot să vă sfătuiesc e ceea ce trebuie, nu știu. Eu ceea ce pot să vă spun este că dacă îți dorești, cum v-am spus și mai devreme, dacă îți dorești ca viața ta și ca drumul tău și ca sufletul tău să fie în numele Domnului, atunci găsești modalități să-L găsești pe Dumnezeu. Și e păcat că atât de... că a fost în ultima perioadă așa un fel de nesiguranță tradusă prin niște acțiuni nepotrivite, zic eu, la adresa bisericii, pentru că dacă n-ar fi biserica, și aș vrea foarte mult să înțeleagă multă lume, dacă n-ar fi biserica, atunci noi n-am mai fi oameni, vă spun sincer, pentru că biserica ne învață să fim oameni, ne învață ce înseamnă prin învățăturile ei, chiar dacă sunt oameni care probabil că nu merg la biserică, dar ei nici măcar nu-și dau seama că urmează învățăturile bisericii. Pentru că de mici, poate părinții sau poate bunicii le-au spus niște învățăminte pe care biserica încearcă să le păstreze de-a lungul timpului și sunt oameni care nici măcar nu realizează că ei de fapt trăiesc și sunt oameni buni și pozitivi pentru că urmează niște învățături sfinte pe care biserica le promovează. E un cuvânt nepotrivit, dar poate că potrivit în contextul zilelor noastre. Eu nu așa zice, nu aș zice promovează, eu aș zice împărți. Împart cuvântul Domnului într-un fel atât de frumos. Și de aia spun că mulți oameni habar n-au că de fapt ei asta fac. Chiar dacă nu merg în fiecare duminică, să zicem, la biserică, dar ei sunt ghidați de fapt de biserică. Și dacă n-ar fi asta, dacă n-ar fi biserica cu dragostea ei și cu felul în care se implică ea în viețile noastre, atunci cred că ar fi un haos total. Ar fi un haos, credeți-mă, și m-am întristat să văd înverșunarea din ultima vreme și vă spun cu tot sufletul că m-a întristat felul în care unii oameni au transformat niște întâmplări nefericite pentru care cu toții ne-am rugat în altceva decât au fost. Revenind acum la motivul pentru care ne-am întâlnit aici și acest concert frumos care a avut loc la Iași, este un eveniment caritabil la care vii deja de 3 ani. Ce loc au activitățile caritabile în viața ta? Ce rol? Da. Păi, gândiți-vă că eu am răspuns întotdeauna, mai ales acțiunilor organizate de biserică, pentru că sunt foarte multe acțiuni organizate în diverse alte contexte, dar știu că biserica face totul în numele bunătății și își dorește extrem de mult să ajute oameni. Eu mai am și alte acțiuni, am la Craiova, lucrez de cu Părintele Stănulică și cu Asociația Vasiliada de 9 ani, dacă nu mă înșel, și sper că tot atâția ani să împlinim, dacă nu mai mulți, și cu solidaritate și speranță. Eu mă bucur că ei își doresc ca eu să fiu alături de ei în fiecare an. Și vă spun că eu n-aș putea să închei anul, cum de altfel nu mi se pare perioada sărbătorilor în regulă dacă nu reușesc să cânt pentru aceste cauze speciale. Și ca să încheiem tot cu sărbătorile de iarnă, cum petrece acum Paula Selling sărbătorile de iarnă?
Înainte de sărbători, eu colind țara în lung și în lat și încerc să colind pe toată lumea și să vorbesc despre lucrurile care înseamnă extrem de mult pentru oameni, prin cântecele acestea minunate, care sunt și pricesne, sunt și colinde, sunt și cântece care pur și simplu vorbesc despre relația noastră cu Dumnezeu. Și nu numai, cânt și piesele mele care m-au consacrat, le știți probabil, sunt cântece pop, dar cântându-le pe toate, eu sper ca să transmit un mesaj tuturor oamenilor, cei care vin să asculte doar cântecele pop, să mai asculte și alte cântece și să se simtă înălțați, dacă reușesc, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă reușesc să fac asta în momentul respectiv. Pentru mine e important să colind. Dacă nu există, dacă nu am spectacole, ceea ce, slavă Domnului, nu s-a întâmplat, dar dacă n-aș avea spectacole în perioada Crăciunului și în perioada sărbătorilor, cred că nu m-aș simți foarte bine. Pentru că eu așa, deja de ani de zile, așa concep sărbătorile, cu alergat prin țară, cu vorbit, cu întâlnit oameni, cu iubit oameni, cu cântat și iubit oameni și cu toată energia pe care o primesc înapoi din partea lor. Și dacă nu se întâmplă așa, atunci am senzația că n-am făcut tot ceea ce trebuia de sărbători. De Crăciun, de cele mai multe ori, ajung acasă, la Baia Mare, la părinții mei, pentru că, slavă Domnului, sunt sănătoși și sunt în regulă și îi văd destul de rar, pentru că sunt prinsă la București perioada asta cu o grămadă de lucruri. Mai sunt și la școală, mai am 2 ani de facultate, de fapt un an jumate. Și atunci mi-e mai greu să ajung la Baia Mare și atunci de Crăciun întotdeauna e regulă să ajung să-mi văd părinții, să stau cu ei și să ne bucurăm împreună de nașterea lui Iisus. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu și v-aș ruga acum un mesaj pentru cititorii Doxologia. Dragii mei, vă îmbrățișez, vă doresc tot ce mai bun de sărbători, să aveți parte de cele mai frumoase lucruri pe care vi le-ați dorit. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, multe bucurii, să fiți alături de cei pe care îi iubiți și întotdeauna să faceți loc în sufletul vostru, să faceți loc mare, pentru că Dumnezeu vrea să fie în sufletul vostru, să-L primiți și să-L iubiți și să-L urmați ca într-un ecou. Doamne ajută! La mulți ani și sărbători fericite!